Primăria și Consiliul Local Racovița au organizat două zile de petrecere la Hitiaș. Sărbătoarea satului a avut loc în zilele de 5 și 6 mai. Au fost două zile pline de distracție cu joc și voie bună. Prima zi de la ora 17, ruga satului a început cu o slujbă religioasă. Mai apoi s-a dat startul la distracție. Îndrăgita interpretă de muzică populară, Georgiana Vița, acompaniată de formația Timișul, a urcat pe scenă și toți pătimașii au ieșit la joc. Publicul numeros s-a bucurat de cele mai frumoase hore, brâuri și ardelene.